A venit toamna și odată cu ea apar schimbări bruște de temperatură, ploi și vreme instabilă, aspecte care se răsfrâng asupra organismului. Astenia specifică toamnei este ușor de recunoscut, manifestându-se de regulă prin dureri de cap, stare de somnolență, stres și oboseală. Manifestările de ordin somatic se pot concretiza în oboseală nejustificată, somnolență, lipsa sau diminuarea apetitului alimentar. În plan psihic putem vorbi de o creștere a nervozității sau irascibilității, de o apariție a unor simptome sau unor manifestări, cum ar fi anxietate sau o tristețe către depresie. Astenia se manifestă la toate categoriile de vârstă, dar contează foarte mult intensitatea și durata simptomelor. Dacă ele nu dispar într-un timp relativ scurt și nu sunt foarte scurte ca și manifestare pe parcursul unor zile, în această situație cred că ar trebui consultat medicul de familie sau un medic specialist, că poate exista riscul existenței unei debutului, unei afecțiuni, pe care s-o putem confunda cu simptomele acestei tulburări care se numește astenie. Astenia are simptome diferite în funcție de organismul și stilul de viață al fiecăruia, însă, în general, pentru a trece mai ușor peste stările acestei etape, este important să avem în vedere o alimentație bogată în vitamine și proteine, dar și să respectăm orele de somn.